Traficul de persoane este sclavia vremurilor noastre. Sclavia s-a schimbat, dar ea încă există. Pe vremuri era legală și era reglementată, acum pentru că este ilegală și nu este sub ochii noștri, ea capătă forme mai violente și mai dure. Și atunci trafic de persoane poate însemna mai multe lucruri. Poate însemna exploatare sexuală, ceea ce se rezumă la obligația de a face prostituție, obligația de a crea materiale pornografice. Poate să însemne muncă forțată. Muncă forțată înseamnă să muncești 12-15 ore pe zi cu foarte puțină mâncare, cu condiții improprii și, foarte important, fără posibilitatea de a pleca de acolo. Multă lume spune că dacă muncești la patron este sclavie, dar în momentul în care poți să-ți schimbi jobul sau poți pleca acasă, înseamnă că nu vorbim despre același lucru. Și nu în ultimul rând, trafic de persoane poate să însemne obligarea de comitere de infracțiuni, da? Că ești obligat să transporti droguri sau ești obligat să furi, înseamnă obligarea la cerșitorie sau forțarea unui om de a face datorii, împrumuturi, a crea afaceri care nu sunt, din nou, făcute cu intenția lui, cu voia lui sau cu permisiunea lui, ci mai degrabă prin constrângere. Și atunci, traficul de persoane presupune, pe de-o parte, control și exploatare. Înseamnă că cineva face bani de pe urma ta, fără ca tu să ai de ales cu privire la ceea ce faci, fără ca tu să poți să refuzi lucrurile pe care trebuie să le faci. Practic, orice persoană poate să fie traficată. Traficanții vând visuri. Și atunci, dacă tu visezi să ai în sfârșit bani, să poți să-ți cumperi acea mașină faină sau să mergi în concediu la Ibiza, ăla este lucru pe care traficantul ți-l va promite. Vino cu mine, îți voi oferi un loc de muncă unde o să faci o grămadă de bani, nu o să fie atât de greu, l-am ajutat și pe ăla și pe ăla și dacă vrei să ai succes în viață, eu te pot ajuta să atingi acel vis. Da? Dacă tu vrei bani, asta o să-ți promită. În același timp, dacă vii dintr-o familie în care ai avut un tată absent sau ai avut o mamă bolnavă sau ai avut nevoie de mai multă afecțiune și atenție pe care nu ai primit-o de la părinți sau de la cei din jurul tău, traficantul este acea persoană care, nu știu, e făcută special pentru tine. E făt frumos pe un BMW negru care vine, care te iubește, care îți face niște cadouri foarte scumpe, care te scoate în oraș, care îți ia telefonul ăla pe care l-ai visat, care are grijă ca tu să ai lucrurile alea de care ai avut nevoie și nu lucrurile te fac atât de fericit sau fericită cât atenția și afecțiunea aia. Chestia este că traficantul face lucrurile astea ca o investiție pentru a extrage mai târziu profit de pe urma ta, fie că tu vrei, fie că nu vrei. Poate ori să te convingă, eventual dacă ești o fată tânără, să te prostituezi pentru el, pentru că are probleme cu afacerile, poate fie să te oblige prin bătaie și prin amenințări și prin constrângeri să faci exact același lucru. Este acea persoană care vine sub forma prietenului pe care nu l-ai văzut din copilărie, dar care are o viață foarte faină și vrea să te ajute. Vine sub forma omului care a plecat la muncă în străinătate și acolo mai sunt niște locuri de muncă. Majoritatea traficanților sunt persoane cunoscute, eventual rude sau amici sau prieteni cu care ai o relație nu foarte strânsă, dar suficient de bună, oameni în care poți să ai încredere. Și sunt oamenii care, în general, îți vând acel vis, îți spun că poți să obții lucrul la care ai visat dintotdeauna. Cele mai întâlnite forme de recrutare din partea traficanților pentru potențialele victime sunt oferta de loc de muncă, fie în țară, fie în străinătate, în general, joburi care par prea bune ca să fie adevărate. Da? Înseamnă omul care vrea să te angajeze ca să lucrezi în videochat, spunându-ți că e IP sigur, că e tehnologie, că totul este sigur, urmând mai târziu eventual să te șantajeze cu ceea ce ai filmat deja, că o să arate părinților sau o să le pună pe internet pentru toată lumea dacă nu decizi să te și prostituezi. Înseamnă boyfriend-ul, da? Acel prieten, acel om care îți oferă acea afecțiune. Astea sunt probabil cele mai des întâlnite trei forme. Promisia unui loc de muncă, am dat așa un exemplu special, partea de videochat și așa numită metodă Loverboy, relația aia care există în principiu ca să poată să te exploateze, nu neapărat pentru că cu adevărat ține la tine.
dacă ajungi într-o situație de exploatare sau potențial exploatare, ceea ce poți să faci în acel moment este să cauți o oportunitate de a lua legătura cu cineva cunoscut sau cu poliția. Adică să pui mâna pe un telefon, în principiu ar fi ideal ca tu să nu fugi de acolo, ci să chemi pe cineva să te ajute. Pentru asta ar trebui să poți să dai o locație, să dai o adresă, să apelezi la cineva. Problema este că de cele mai multe ori este mult mai simplu să ieși într-o situație de exploatare dacă faci niște pași premergători. Un traficant, dacă te ține în exploatare și te controlează, îți va da uneori sau deseori oportunitatea să vorbești cu cei cunoscuți. Odată la o lună, două, trei, chiar dacă nu mai vorbești în mod regulat cu persoanele apropiate, dar îți dau șansa să vorbești din când în când cu ei, tocmai ca să știe că tu ești ok, ești undeva, n-ai nevoie de ajutor. Și atunci, dacă poți să spui o parolă de siguranță cu o persoană apropiată înainte să fie nevoie de acea parolă de siguranță, adică tocmai asta este ideea că e de siguranță, o pui atunci când nu este nevoie, ca să o folosești dacă este nevoie. Ce vreau să spun în parolă de siguranță? Atunci când o să-ți dea voie să vorbești fie cu mama, fie cu prietenul sau prietena, să poți să-i spui un lucru care să nu te dea de gol, prin care tu să transmiți că ai nevoie de ajutor. Dacă spui, ce mai faci? Bine, dar mă doare măseaua pe care am plombat-o în 2014 înainte să se nască cățelul sau așa mai departe. Persoana care te aude pe tine știe că prin asta tu spui că ai nevoie de ajutor, că nu ești cu adevărat bine. Numai că cel care stă lângă tine și îți ascultă conversația n-ar trebui să aibă de unde să știe că ăla este un semnal de alarmă. De asemenea, e bine să știi niște numere de telefon pe de rost. 112, numărul de urgență. Dacă pleci din țară, e bine să știi numărul de telefon la care poți apela la Ministerul Afacerilor Externe, spre exemplu, sau să ții minte pe de rost numărul de telefon la unei persoane apropiate, să nu te bazezi numai pe agenda telefonică, să știi numărul părinților sau numărul prietenilor. Pentru că ne-am obișnuit foarte mult să nu ținem minte numele de telefon, dar într-o situație de urgență, e bine, dacă nu ai un telefon la îndemână, dar pui mâna pe un telefon, să știi un număr de telefon sau să știi unde să suni exact în acel moment. Cam asta ar fi sfaturile în caz că te afli într-o astfel de situație. În general, semnele cu o persoană cu care te-ai întâlnit este traficată, depinde foarte mult de formă, dar în general sunt persoane despre care îți dai seama că sunt sub controlul altcuiva. Exploatarea nu o vezi așa de ușor, dar controlul poate fi văzut. Faptul că o persoană nu poate să hotărască singură ce face cu programul ei, faptul că nu are control asupra banilor pe care îi produce. Produce bani, dar nu îi are neapărat și dacă vrea să cheltuiască, trebuie să ceară permisiune sau îi aduce cineva țigările sau lucrurile de care are nevoie. E o anumită stare de frică și de teamă și de încordare. Sunt multe semne în direcția asta, nu pot să intru foarte mult pe chestii specifice pentru că depinde foarte mult de la caz la caz. Dar în principiu, dacă reușești să vezi în cealaltă persoană o persoană care nu este capabilă să-și ia propriile decizii și că întotdeauna trebuie să verifice, să vadă sau nu poate să facă multe lucruri pe care oricine poate să le facă, adică să plec undeva, să decizi să-mi iau o zi liberă sau lucruri de acest gen, îți dai seama că s-ar putea să fie o persoană care are nevoie de mai mult ajutor. Numai că trebuie să poți să pui niște întrebări ca să te lămurești într-o manieră foarte delicată. Și în momentul în care știi că s-ar putea să se afle într-o situație de exploatare, poți să suni ori la Agenția Națională împotriva traficului de persoane, da? E un număr tel verde disponibil de luni până vineri între 9 și 4, 0800 800 678, sau poți să cauți pe internet o organizație care luptă împotriva traficului de persoane și eventual când suni la un ONG poți să te consulți cu cineva, să explici, să verifici, să-ți dai seama dacă este plauzibil sau nu este plauzibil. Și poate o să te poată ajuta să faci puțin mai multă cercetare, să-ți dai seama dacă bănuiala ta e una întemeiată sau nu este întemeiată. Ceea ce aș sfătui din punctul ăsta de vedere ar fi să-ți dai voie să ai îndoieli. E ok să crezi că poate să fie un lucru, dar să nu fii sigur. Poți să
apelezi la niște ajutori ca să faci niște investigații preliminarii, e ok să ai o îndoială, să nu fii absolut sigur că ceva este în neregulă acolo. În ceea ce privește recrutarea pentru traficul de persoane, o problemă care apare este că noi, în general, suntem înconjurați de oameni în care avem încredere și traficantul seamănă foarte mult cu prietenii noștri, cu ale noastre cunoștințe, că până la urmă din acest cerc vin de cele mai multe ori traficanții. Atunci, care sunt câteva lucruri la care poți să te uiți ca să ai puțin mai mare bănuială că s-ar putea să intri într-o relație care să nu-ți facă bine? Traficanții, în general, nu intră într-un tipar, dar au câteva caracteristici pe care poți să le întâlnești la acea persoană. Unul la mână e o oarecare dragoste de bani și interes foarte mare pentru bani. Pentru că dacă un traficant exploatează pe cineva și face pe cineva să sufere numai ca el să câștige niște bani, asta poate să-ți dea un fel de indiciu cu privire la ce fel de persoană este. Și atunci când o auzi vorbind la telefon, poate să fie genul ăla care nu contează ce se întâmplă în afacerile lui, important este să iasă banul, indiferent de principii. Traficantul la fel e un foarte bun mincinos, ca să spun așa. Dacă el îți vinde ție visuri, înseamnă că el poate foarte ușor să identifice la tine o nevoie și imediat el este cel care îți dă răspunsul la acea nevoie. Îți spune dacă vrei un job bine plătit, am pentru tine un job în Italia. Dacă tu întrebi, ok, unde în Italia, în ce în oraș? Păi lângă Roma. În Roma sau lângă Roma? Cum se cheamă cartierul? Păi, se cheamă Fiorino, că știu că e aeroportul din Fiorino și poate mi-aduc aminte. Ok, dar care este adresa? Ce trebuie să fac acolo? Pe măsură ce pui mai multe întrebări, s-ar putea să devină la un moment dat irascibil și să spună, mă, n-ai încredere în mine? Adică, știi, pe Gheorghiță? Eu am ajutat pe Gheorghiță. Păi, dacă vrei să vii cu mine, atunci o să ajungi om. Dar eu te ajut pe tine pentru că îmi place de tine. Altfel, există alți trei oameni care așteaptă să meargă cu mine. Am un singur loc în mașină și eu vreau să te ajut. Dar dacă tu nu vrei, na, stai sărac toată viața. Pentru că nimeni nu poate să mintă suficient de mult sau atât de mult și atunci, la un moment dat, o să găsească un mod în care nu o să mai aibă răspunsuri, o să se ia de tine că îi pui multe întrebări pentru că nu are răspunsurile și într-un scenariu de genul ăsta poți să observi și că traficantul caută să se miște repede. Pentru că trebuie să te ducă undeva unde ești izolat, unde nu pot interveni alți oameni și trebuie să se întâmple destul de repede. De asta spune, plec în seara asta, vrei să fii cu mine, bine, dacă nu, stai și că sunt alții care o să vină. Pentru că el are nevoie să-și acopere urmele și are nevoie să nu stea foarte mult, să fie văzut foarte mult cu tine dacă la un moment dat tu o să dispari sau se întâmplă niște lucruri cu privire la integritatea ta. Și atunci traficanții vând visuri, mint, se mișcă rapid, sunt destul de impreciși, iubesc banii, sunt foarte condiționali, adică se poartă cu tine frumos dacă tu faci ceea ce ei doresc, dacă nu, te sancționează destul de repede și asta se vede și în anumite relații că sunt abuzive. Atunci, astea sunt câțiva indicatori care te ajută pe tine să-ți pui un semn de întrebare. Nu înseamnă automat cineva iubește banii, este traficant. Dar dacă vezi două, trei caracteristici de genul ăsta în prietenul tău sau omul care ți-a oferit un loc de muncă, poți să ai niște îndoieli sau niște gânduri că s-ar putea să fie o relație nepotrivită care se poate duce mult mai departe decât ți-ai imaginat în ceea ce privește tensiune și conflict.